Specialitatea de cultivator de bacifere este studiată la școala profesională din orașul Nisporeni. Culturile de pomușoare au crescut în ultimii ani, iar școala profesională din Nisporeni este unica instituție care a oferit posibilitatea viitorilor cultivatori de bacifere să studieze meseria la nivel. Acest lucru a fost posibil grație unui proiect sprijinit de USAID și programul Agricultura Performantă în Moldova. Din 2018, școala profesională din orașul Nisporeni este implicată într-un proiect APM, cu APM-ul sau cu Agricultura Performantă Moldova, un proiect care este finanțat de USAID. În ce constă acest proiect? Este ca să dezvoltăm sau să învățăm elevii, studenții noștri să fie niște muncitori calificați în cultivarea și procesarea de pomușoare. În anul acesta de studii 2020, la admitere am admis 25 de elevi. Elevii studiază timp de 2 ani de zile. În acești 2 ani de zile învață mai multe module, și anume cultivarea și procesarea de pomușoare, cum ar fi căpșuni, zmeură, coacăz, adică toate pomușoarele care se cultivă la noi în Republica Moldova, și obțin calificarea de cultivator-procesator de bacifere și un permis de tractorist care le permite să-și efectueze lucrările mecanizate în plantațiile lor. Lidia Cheibaș este cea care îndrumă elevii spre studierea acestui domeniu și le explică pas cu pas orice este nevoie. Laboratorul didactic permite instruirea specialiștilor la cel mai înalt nivel. Asta pentru că aceasta a fost dotat cu echipamente moderne pentru testarea solului și a apei, dar și determinarea altor parametri, cum ar fi pH-ul solului. Prima este ca să pregătim muncitori calificați în acest domeniu, dat fiind faptul că în ultimul timp în Republica Moldova a luat amploare cultivarea acestor culturi, mulți agenți economici au deschis afaceri în acest domeniu și au nevoie de muncitori calificați, muncitori care ar înțelege ce fac, cum fac și de ce fac. Și a doua dimensiune, ne-am gândit că ar fi bine ca tinerii să poată să își inițieze propria afacere și să capete gustul acesta, să aibă cunoștință în domeniul creșterii culturilor bacifere. Sunt culturi care sunt acum în creștere, cererea este pe piață, este mare, deci este loc pentru a dezvolta aceste afaceri. Tot în cadrul aceluiași proiect a fost modernizată și o seră unde se cresc pomușoare. Aceasta dispune de un sistem modern de încălzire care va permite creșterea pomușoarelor în afara sezonului. Elevii sunt cei care apreciază cel mai mult crearea acestei grupe și recunosc că într-adevăr este ceva demn de urmat. Ei menționează că profesia de cultivator de bacifere este domeniul din care vor putea scoate profit, iar asta le va permite să se dezvolte pe plan profesional atât la noi în țară, cât și peste hotarele ei. Am ales domeniul de agricultură, fiindcă asta am văzut tot viața mea, de la mic copil. Părinții mei au agricultură și asta doresc să continui în continuare. Agricultura pentru Republica Moldova este foarte importantă. Noi cu aceasta ne alimentăm, trăim și sperăm să evoluăm cât mai mult. Nu doar aici, dar să ne dezvoltăm poate și peste hotare. Toți ne dorim să avem o viață sănătoasă. De asta și am ales acest domeniu în continuare, pentru ca să avem alimentație cât mai biologică, sănătos. Este greu pentru că aveam foarte multe obstacole care ne împiedică să ne evoluăm și să ne desfășurăm cât mai mult. Am ales acest domeniu de agricultură din motiv că sunt interesat de domeniul dat. În acest domeniu de agricultură sunt foarte multe minusuri din cauza timpului pierdut, dar la fel sunt și plusuri. Îți oferă multe plusuri pentru că afli noi lucruri despre cultura baciferilor și despre cultura pomușoarelor. Aceste produse la noi în Republica Moldova sunt foarte apreciate pe piața din Moldova și pe piața din afara, peste hotarele Moldovei. O afacere de acest gen este destul de greu de deschis din motive financiare, necesită foarte mult timp. La fel, până îți deschide propria ta afacere, este nevoie de instruire cu alte persoane care deja au deschis o afacere de acest gen. În acest domeniu este ușor de realizat această meserie de cultivare a baciferilor. Sunt susținut și de alte țări și au posibilități în țara noastră. Trebuie să avem cât mai multe cunoștințe, un buget cât de cât și
forță de muncă. Totodată, laboratorul dispune de un sistem de videoconferență, ceea ce înseamnă că toate lecțiile pot fi transmise online pentru toți doritorii. Până în prezent, proiectul SAID și programul Agricultura Performantă Moldova a investit în jur de 800.000 de lei în modernizarea serii didactice, dotarea laboratorului cu aparatele necesare pentru culturile bacifere, precum și instruirea specialiștilor. În cadrul școlii profesionale pot fi studiate deja 7 meserii, precum viticultor, vinificator, pomicultor, tractorist, mecanizator, bucătar, apicultor, cezmar, operator pentru suport tehnic la calculatoare, dar și specialist în cultivarea culturilor bacifere.